Chiorul și șchiopul. A fost odată un om care avea o livadă cu mere și se gândea el: ce pasnici mai potriviți aș putea găsi să împăzească merele decât un chior care să nu le vadă cât sunt de ispititoare și un șchiop care să nu se poată cățăra la ele, chiar dacă le vede. Și făcând tocmai și într-o zi, șchiopul se opri în fața unor pomi, admirând fructele atât de frumoase și îi spuse orbului: nici când n-am mai văzut așa mere frumoase, ce-ar fi să luăm și noi vreo câteva? De ce-mi vorbești de frumusețea lor când știi că eu nu pot vedea și de aceea nici nu mă ispitesc? Nu știi ce vorbești? Ia adulmec aroma acestui măr! Și șchiopul întinse mâna spre un măr crescut pe o crangă mai joasă, iar apoi îl puse chiorului sub nas. Am o idee năstrușnică, ascultă-mă! Tu mă iei în cârcă și mergi cu mine după cum te îndemn eu. Eu întind mâna și culeg câteva mere, pe urmă facem dreapta împărțeală, că doar nu o să răci stăpânul nostru dintr-atât. Vrei să faci precum îți spun? Mai e vorbă? Și șchiopul sări în cârca chiorului și începu să culeagă mere. Prinzând gustul, ei repetară mai multe seri la rând povestea, până când stăpânul observă că îi sărăciseră crengile merilor. Nebănuind deloc adevărul, el se așeză la pândă într-o seară. Văzând că înșiși paznici erau hoțini, cremenii, mirat spuse: un șchiop merge pe picioarele unui chior, iar chiorul vede cu ochii unui șchiop.